Vara nu și-a făcut încă simțită prezența, dar sigur îți zboară gândul la vacanță și cum mini-vacanța de Rusalii este aici, poate pui rapid de o plecare. Dacă nu te-ai decis încă unde să pleci, Cosmin Vasile este ghid turistic și vine să ne dea câteva ponturi. Bună ziua, dacă nu mi-am făcut încă planuri pentru mini-vacanța de Rusalii, unde mă pot duce acum pe ultima sută de metri? Bună ziua, într-adevăr, sunt deja turiști care au plecat în această vacanță de Rusalii. De la agenția noastră au plecat în dimineața aceasta grupuri către Apuseni, către Maramureș. De asemenea, sunt turiști care au plecat către Grecia și către Muntenegru, Albania. Bineînțeles, mai există posibilitatea să fugi așa pe weekend pentru următoarele două zile, duminică și luni, pentru că luni este zi liberă. Recomand în continuare cazările pe zona de balneo în România, să se meargă undeva într-un hotel cu piscină, cu spa, printre care amintim destinații foarte căutate, Băile Herculane și Băile Felix. Totodată, Grecia este la mare căutare și cunoscut faptul că în ultimele 2-3 săptămâni numărul de turiști români a crescut din ce în ce mai mult în Grecia, dar chiar acum Grecia este pe lista verde. Că tot vorbiți de Grecia, vedem cozi imense la vamă. Ce se întâmplă acolo? De ce merg lucrurile atât de greu? Eu am intrat în această dimineață în Grecia după așteptare de aproximativ o oră și jumătate. S-au îmbunătățit lucrurile raportat cu săptămâna trecută, când durata de așteptare a fost 3 până la 5 ore. Deci lucrurile merg spre bine. În continuare, trebuie să verificate toate acele acte, cartea de identitate sau pașaportul, dovada vaccinului sau atestării, codul PLF și de aceea durează destul de mult. Nu sunt doar turiști români, pentru că punctele de frontieră dintre Grecia și Macedonia și Grecia și Albania sunt deschise pentru turiști, astfel că și cei care vin din aceste țări, fie din Serbia, fie din vestul României, trebuie să treacă tot prin Bulgaria pentru a ajunge. Și practic e un singur punct de frontieră, cel de la Promafona, cel mai solicitat. Și de aceea se face această aglomerație. Să spunem că ați fost mai norocos din acest punct de vedere, dar cum credeți că ar putea autoritățile să evite cozile? Așa cum am primit informația încă de ieri, probabil că va veni o informare oficială în scurt timp. Grecii vor renunța la acele teste PCR și la obligativitatea prezenților în vamă. Se va merge doar pe teste rapide și probabil se vor micșora timpii de așteptare datorită acestui test rapid pe care îl face doar acolo în vamă.